În acest video voi încerca să joc fotbal cu câteva dintre cele mai periculoase obiecte, începând de la o minge a copilăriei și până la o bilă de bowling. Gradul de periculozitate al fiecărui obiect va crește pe măsură ce înaintăm în acest video. Cu mingea asta nu am executat niciodată lovituri libere, așadar mi se pare normal ca astăzi să fac fix acest lucru. Adi este în poartă și cu siguranță va primi multe goluri azi. Glumesc, evident, nu știu dacă reușesc să marchez un gol din vreo 10 încercări. Slab. Să iau mai mult elan. Asta a fost așa mai degrabă o șut de încălzire. Mingea e deja ovală în caz că nu se vede. Ok. Mamă, parcă lovesc o minge de rugby. Adi, nu-i de partea mea. Trebuie să-mi iau un portar care face YouTube, care știe când trebuie să lase mingile, nu Adi. Adi nu cooperează. Ce drept arăta prost dacă o lăsa. Asta numai minge noi, nu mai are nicio formă sferică deloc. Mă aștept să bubuie când șutez. Asta dacă era mai bine plasată. Teoria mea este că din cauza formei mingii, ea nu mai capătă foarte multă viteză în aer și mai degrabă încetinește înainte să ajungă la poartă. Mutăm zidul mai în față. E și forma aia mi se pare că încetinești până ajungi la poartă. Atât. Hei tu, dacă încă nu te-ai abonat la acest canal, așa percenor, dacă ai putea să faci acest lucru, deoarece încerc să ajung până la final luni la 149.000 de abonați. Ok, noua distanță. Acum dacă nu dau din 5, chiar nu mai avem ce să discutăm pe YouTube cu fotbal. Din prima s-a dus altfel. Numai ok, ținând cont de minge, pentru că dacă era una mai mare, cu siguranță îi puneam probleme și lui Adi. Bun, am mai adus o minge normală ca să vedem dacă este vreo diferență, totuși. Ok, runda 2, hai să facem 3 de comparație. Bine zidul acolo. Și a treia încercare de comparație. Și ăsta e gol. De aer la plămâni. Mai avem ăsta, nu-i bai. Aia e. După, nici nu mai știu cât timp, nu, e greu tare cu mingea asta. A doua probă de voleuri, ținând cont că mingea e deja ovală, se va duce cu siguranță ca la rugby de câteva ori. Hai să vedem, Adi. Asta a fost de încălzire. E incredibil ce formă a luat mingea. Râdem, glumim, dar trebuie să mai dăm și goluri. Bravo, Adi! A treia încercare, cu noroc pentru mine, sperăm. Ai, ai, ai! Bravo! Pentru mine, bravo! În sfârșit un gol, dar vreau vincul ăla perfect. Nu, vreau un gol curat, vreau un gol de la frumos, de pus pe TikTok. Sunt curios care este amintirea voastră preferată cu această minge. La mine cred că e destul de simplu. Golul acesta. Piciorul meu s-a înroșit deja. Se vede. De asta este primul nivel la obiecte periculoase, însă lucrurile vor deveni din ce în ce mai rele. Bravo! E puțin diferit când mingea e statică și în aer, dar teoretic, pentru tehnică, ar trebui să fie mai ușor, mingea fiind în aceeași poziție. Ce-i drept, eu nu prea am făcut așa ceva. E momentul pentru schimbare de direcție. Mai bine plasat, nu? Nu sunt mulțumit. Încă 3 încercări. Ok, asta e decentă. Ultima, Adi. Te lași pe tine să dai 2 după. Trei, ok, hai, încă 2. Arată ca aia de la NFL, ca trofeu. Cum a zis Adi mai devreme, a fost mai aproape conul decât mingea. Deci s-o pe linia porții că doar nu-i penalti.
Mai bine că nu m-am băgat. Trebuia să ridic piciorul asta. Doar atât aș fi putut să fac. I-am luat toată mizeria de pe ea, toată culoarea. Asta după doar un șut, iar piciorul oricum este distrus. Trecem la următoarea minge. Pe locul 2, cel puțin în topul personal, se află petul și pericolul venea dacă loveai sau dacă erai lovit pe partea cu dopul. Începem cu niște penaltiuri, Adi. Ia să vedem dacă ajunge până la poartă. A, de pe linie a scos-o. Apă pot să-i pun, cred. Încercarea cu numărul 2, în vincul direct. Am schimbat mingea, aceea era puțin cam mare, era jumbo. Și am pus și un pic de apă. Adi, ai probleme de acum. No, ce efect i-am dat! Am zis că intră, se ducea perfect. Bun, deci ăsta e șpilul. Ce e drept, mingea nu se afla niciodată așa, ci mai degrabă așa. Ăsta e gol, Adi, vincul din start. Din fentă l-am făcut. Adi credea că bat penalti cu mingea normală și de obicei da, bat acolo. Am băgat-o întreace acolo. Bară gol, da? N-a fost să fie bară gol, dar Adi pare că n-are nicio șansă. Cu siguranță s-ar descurca mai bine cu mingea normală, dar nu te feri. Iar după fenta a trecut și prin poartă. Mai bagă lipici pe mănuși. Deja nu rămân prea multe probe de făcut. O să încerc să fac câteva duble. Adi, cam câte zici că ar fi ok să-ți fotbalezi deja dacă pot să fac peste? 4? Mă așteptam să zici 10. Una se repetă, știți vorba aia. Poate îmi dau în frunte una. 4 sau 5? 4 jumate, ok. Wow! Patru din nou. Nu mă opresc până nu fac măcar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mai 10 acum. Al treilea obiect ca grad de periculozitate este această minge ce are piuneze. L-am alături de mine pe Adi. Te salut. Te salut. Va trebui să spargem baloanele. Ce culoare îți alegi? Roșu. Ok, eu voi avea verde. Vedem cine termină primul de spart baloanele. Hai să vedem cine începe primul. 1, 2, 3 și... Începi tu? Începi eu, da. Ai avantaj. Poți să le spargi pe alea verzi? Da. Îți dau voi. Ah, spart bine. Da, la vincul ai dat. Fix. Hai să vedem. Eu nu cred că pot să am prea multă precizie. Haide! Din momentul ăsta, dacă se sparg singure, se pun, da? Se pune. Da. Ok. Opa! Două! Fără să sparg singur niciun balon, deja conduc cu 2 la 1. Doar că alea verzi stau cam urât acolo. Să-mi fie greu. Oh, nici măcar n-am nimerit. Te las pe tine să le spargi pe toate. Și unul verde. Și unul verde, asta e important. Cât ai spart? Un rând de 4. 4 deodată? Adică eu ar trebui să dau acum, cum ai dat tu, pe jos și să urce. E un fel de rampă așa. Uite-o la... Hai, dai tu. Bun, asta-i. Fără să faci niciuna. Chiar n-am spart niciun balon? Incredibil. Rămâi acolo, da? Am dat când a contat. Nu cred așa ceva. Bravo, Adi. Da, mersi. Noi... Ok. Oh, ce bun ești! Baloanele le-am luat de pe ergol.com, găsiți și baloane acolo, într-adevăr. E site-ul unde găsiți toate produsele de fotbal pe care vi le puteți imagina. De la ghete, șosete, pantaloni scurți, tricouri și, repet, orice vă puteți imagina. Aveți 10% reducere dacă folosiți codul MIDAS. Și am ajuns la nivelul 5, o bilă de bowling. Știu că foarte mulți dintre voi v-ați aștepta să lovesc bila ca în thumbnail, dar iată ce s-ar întâmpla dacă aș da cu capul. Cu siguranță n-aș vrea să pățesc asta. Ceea ce pot să încerc să fac însă este să driblez, deși mi-e puțin frică. Ok, merge, că nu dau prea tare, evident. Top, și acum șut la păr. O să am 3 încercări ca să văd cât de repede pot să trec printre 5 copete. Aia a fost prima. Ok, și a treia încercare. Asta e mai rapidă, clar. Bun! Azi mă simt un pic nebun, o să încerc să fac duble. Dar plecând de aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aaaa, 7? 8, ok! O să încerc să fac totuși 10, dar la fel plecând de aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Și acum să îmi spuneți în comentarii că de ce nu folosesc și piciorul stâng, cum să-l folosesc? Hai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
lovit-o cam tare, nu știu cum să vă spun, dar au fost 8 mai clare decât data trecută. Asta iese, wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De data asta, dacă fac peste 8, trebuie să te abonezi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O să zic 11, aia e. Oricum au fost clar peste 8, deci trebuie să te abonezi. O ultimă probă alături de Ianco și de Adi. Un test de precizie, vom da deci de la 11 metri spre acel pătrat. Două încercări fiecare, vedem cine e cel mai aproape. Două copete sau ceva, sau un con. Tot. O să încerc să am aderență la găuri cu lămponele. La băieții mai ușor ca o talpa plată. Nu, adică e mai aproape. Sau? Bine-s, aproape. Ia încă rândul tău. Ia încă de... Aici. Hai, nu zi, Adi. A avut mai multă încredere încă, Adi. Adi, a doua încercare. Până acum câștig. Nu știu ce câștig. Câștig un cod de 10% reducere pe ergol.com. Codul este Midas. Cred că e prea tare, sau? Prea tare! Cred că asta rămâne mai aproape. Conul rămâne mai aproape. Rândul meu. Și dar vă spuneam de codul Midas pe ergol.com pentru 10% reducere. E mai aproape. 90 departe. Dat-o prea tare, nu! Și acum poți să câștigi. Ce fain se duce. Ar fi mișto juca popici aici. Dar chiar așa să nu atingă nimic. Opa! Opa! Cred că eu totuși. Am câștigat. Oh, dar ce Anthony aici? Carieră încheiată. O minge atât de periculoasă încât nici măcar nu am pus portar. Cu ea voi încerca să nimeresc ținta aflată în vincul porții. Hai să vedem. Încercarea 2, trebuie să dau puțin mai sus. Băi, nu te cred! Incredibil de aproape. Asta trebuie să iasă. Se vede cel mai frumos acum. N-a fost să fie. N-am venit cu multe șervețele uscate, așadar nu prea mai am multe încercări. Hai cu Doamne ajută să iasă asta. Aie! Bun. Tricoul acesta este foarte important pentru mine, pentru că reprezintă pasiunea pe care am depus-o pe acest canal și alături de cei de la ergol.com, la fiecare tricou vândut, la care puteți folosi și codul Midas, vom dona o minge unui copil ce provine dintr-un mediu defavorizat. Le mulțumesc membrilor ce contribuie pentru fondul caritabil: Sebastian Aleșnicu, Buda, Radu Pintilei, Rusu Florin Hermanstadt, Dudu, Adrian Băiceanu, Manix, dar și lui Răzvan pentru follow-ul pe Instagram. Dacă vrei să-ți auzi numele la finalul următorului video, trebuie doar să mă urmărești pe Instagram. Hai să facem 5000 de like-uri la acest clip.